Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare, marca Atelierul de Detailing, alături de unul din SUV-urile mele preferate. Nu pot să zic că îmi place o anume direcție a lui, adică motorul, aspectul, interiorul, performanțele, ci îmi place cu totul, pentru că o mașină pe care o iei să trăiești cu ea de zi cu zi nu trebuie să fie doar performantă, doar frumoasă, doar ieftină sau doar să consume puțin. Trebuie să aibă câte puțin din fiecare. Însă unele din ele fac mai mult sau mai puțin din acel puțin din fiecare, ca să mă exprim așa mai complicat. Așa că astăzi o să povestim un Touareg 7P, un model din 2012, deci este a doua generație de Touareg, care a fost produs între 2010 și 2018 și a fost, cred că, cea mai reușită dintre ele. Pentru că fiind o a doua generație, a corectat hibe care poate erau prezente la prima generație, a mai perfecționat niște mecanisme, a adăugat niște opționale în plus, e o mașină mai actuală, dar nici nu este atât de complexă și scumpă ca cea nouă. Noi nu le mai putem cumpăra, însă second hand sunt unele dintre cele mai bune SUV-uri de familie. Aș putea chiar să spun, din părere personală, că acest Touareg este cel mai bun SUV premium pe care ți-l poți cumpăra. Are o putere decentă, are o grămadă de opționale, arată satisfăcător fără să fie țipător, este un foarte bun performer off-road, mai ales dacă alegi varianta cu caseta de transfer opțională, și are un preț decent. Însă fiind un SUV premium, evident întreținerea este una pe măsură. Nu cred că este mai scump de întreținut decât un Range Rover, de exemplu, doar că nu vei putea să o întreții cu bani de mașină compactă, cum ar fi, de exemplu, un Astra H sau un Golf 5. Ai diferențiale, ai uleiuri pentru acestea, cardane, cutii de viteze automate, convertizoare, motoare diesel, cu filtre de particule, turbine, galerii, eghereuri și așa mai departe. Adică e o mașină complexă pentru care anual trebuie să-ți bugetezi niște costuri, mai ales cel de impozit, pentru că majoritatea au venit cu motorizări de 3 litri în medie. Acesta este un model de 245 de cai și 550 de Nm, adică un 3.0 TDI cu 6 cilindri în V, cuplat la o cutie automată cu 8 trepte și cu un sistem de bază de tracțiune integrală, adică nu are reductor, însă este o mașină care face parte din echipare exclusiv, a fost o variantă care s-a produs în aproximativ 1000 de exemplare, are destul de multe dotări, cum ar fi o piele specială la interior în două culori, perne, motorul acesta puternic, opționale diverse cum ar fi trapă, niște xenoane interesante pe care o să le detaliez și multe alte briz-brizuri. Cred că Touaregul este o mașină decentă, în sensul în care la prima vedere ai avea impresia că este indecentă. Te gândești la tot felul de cefoși și oameni care nu fac cinste mărcilor, am mai detaliat în alte vloguri, însă dacă intri în ea, o să observi tot felul de chestii atent proiectate și care fac viața cu această mașină să fie una foarte plăcută. Materiale bune, spații de depozitare, loc și confort de plin, un motor rafinat, așa că e o mașină pe care o descoperi în timp. Cred că e genul acela de mașină pe care dacă o cumperi, ajunge să-ți placă din ce în ce mai mult pe măsură ce mergi cu ea și cred sincer că dacă te ții așa ceva, este foarte greu să o înlocuiești. Și chestia asta poate fi un avantaj pentru mașină, dar și o problemă pentru tine ca cumpărător, dacă e genul care place să schimbe mașinile destul de des odată la câțiva ani. Chiar este greu să o înlocuiești pentru că, în opinia mea, este mașina de familie perfectă pentru România, unei familii cu venituri medii, care poate să-și permită așa ceva. Touaregul este o poveste interesantă de la grupul Volkswagen, pentru că, în esență, pe această platformă au fost făcute 3 mașini pe prima generație, 2 mașini pe a doua generație și alte 2 mașini pe a treia generație. Colaborarea a început cu firma Porsche, care în vremea respectivă nu făcea parte din grupul Volkswagen, doar colaborau și în vremea respectivă era firma care avea mai mulți bani decât grupul Volkswagen și era cât pe ce să cumpere această firmă. În final a fost invers, brandul Volkswagen a cumpărat brandul Porsche și acum coabitează, să spunem așa. În 2003 și-au dat seama că ar fi rost să lanseze așa ceva și așa a apărut practic această platformă PL71, care a presupus colaborarea dintre mărcile Volkswagen și Porsche pentru a crea un SUV, o serie de SUV-uri premium. Acestea au fost Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg și Audi Q7, care împărțeau majoritatea componentelor tehnice. Cayenne-ul și Touaregul sunt mai apropiate decât este Q7
Q7 de aceste două modele, pentru că diferă puțin ampatamentul la acela, faptul că Q7 putea fi comandat cu 7 locuri în timp ce Touareg-ul și Cayenne-ul nu, dar în esență toate au fost gândite ca SUV-uri premium. Și așa se face că Porsche-le Cayenne, care este practic o soră a acestui model pentru prima generație, este cea mai de succes comercială mașină vândută vreodată. Este mașina la care producătorul respectiv a făcut cel mai mare profit din istoria automobilismului de când se vând ele din 1890 încoace. Și asta cred că spune ceva, au exploatat un curent. Și îmi place că au făcut chestia asta cu simț de răspundere. Adică n-au fost niște mașini gândite cu jumătăți de măsură, au fost niște mașini exclusiviste pe prima generație. De exemplu, Touareg-ul avea un motor de 5 litri diesel V10, foarte complex. Avea și un W12 de 6 litri, iar modelul Q7 deținea un diesel de 4,2 litri și unul de 6 litri V12, adică vorbim despre niște motorizări care nu au o logică comercială, însă au plasat acest segment de SUV-uri acolo sus în vârf. Și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este că toate, mai puțin Q7 pe prima generație, au fost extrem de capabile off-road. Au venit cu casete de transfer, au venit cu diferențiale blocante, atât central cât și pe punte spate. Cel de pe față avea simularea blocantului din frâne. Au avut gardă la sol foarte mare, până la 30 de centimetri, unghiuri de atac și de degajare foarte bune, înclinări laterale undeva la 35 de grade, adică este mai mult decât un SUV, este un 4x4 veritabil. Problema era că acea primă generație, fiind un test la început, a fost poate prea complexă și una din probleme a fost pe caseta de transfer. În timp ce Porsche, deși a dezvoltat în comun cu Volkswagen mașinile, a vrut totuși să aibă o diferențiere dinamică și așa se face că au avut motoarele proprii. Porsche folosea motoare de 4,5 și 4,8 V8, atât aspirate cât și supraalimentate cu două turbine și motoare de 3,6 VR6 de la Volkswagen. Însă, pe parte de casetă de transfer, Porsche a vrut o repartiție a cuplului de 38% pe față cu 62% pe spate. În timp ce aceeași casetă de transfer pe Touareg trebuia să facă o repartiție 50-50. Și aici a fost o problemă în defavoarea Touareg-ului, pentru că pentru a putea obține acel raport de 50-50, pe lângă diferențialul planetar central, care avea această repartiție mecanică de 38-62, la Touareg s-a instalat un pachet de ambreiaje multidisc, care era prezent și pe Cayenne, numai că la Touareg acesta forța diferențialul să repartizeze 50-50. Și asta însemna că el tot timpul era într-o tensiune, pentru că acele plăci erau în permanentă uzură și odată la 2-3 ani acel ansamblu trebuia servisat, fie partea de ambreiaje, fie acel motoraș electric care controla tracțiunea. Și așa se face că, pentru că era o mașină masivă, a avut niște motoare complexe, 5.0 TDI și cu 2.5 TDI care sunt cumva asemănătoare cu acea distribuție pe pinioane, nu au fost niște motoare fiabil strălucite. Însă pentru un pasionat reprezintă la ora actuală un best buy, pentru că de exemplu cu 5.000 de euro îți poți lua un Touareg V10 dacă de exemplu tractezi lucruri grele și ai banii de mentenanță, pentru banii ăștia primești multă mașină. Sau poți de exemplu să ții un 5.0 TDI ca piese donor accidentat și să muți de pe el suspensii, frâne și așa mai departe. O asemenea lucrare a fost făcută la un prieten de-ai noștri și anume atelierul Panda, unde am fost și eu cu Honda să fac niște revizii, un posesor de Touareg 2.5. A cumpărat un Touareg 5.0 și a transplantat de pe acesta toată platforma tehnică a diferențialelor, suspensiilor, pernelor și a electronicii acelui model. O lucrare care l-a costat câteva mii de euro. Deci iată ce poți să faci cu puțin bani dacă ești pasionat. A doua generație, care a apărut în 2010, a fost cumva studiată, pentru că ei și-au dat seama că majoritatea care cumpără aceste modele le testează pe drum public și nu sunt făcute ca mașini de off-road, genul Nissan Patrol, Toyota Hilux sau alte modele din astea de nișă. Și așa se face că multe se cam stricau, pentru că erau prea spartane pentru uzul de șosea. Diferențialul ăla complicat, mașina foarte grea, doar caseta aia de transfer centrală cu reductor avea undeva la 250 de kg. Așa că pe variantele noi, atât Cayenne cât și Touareg și Q7 împărțeau același tip de transmisie și anume un quattro cu diferențial central Torsen tip C, care repartiza mecanic 60% cuplu pe spate cu 40% pe față și opțional puteai cumpăra casetă de transfer în afară de modelul Q7. Acea casetă de transfer cu reductor
căpătat denumirea de 4X Motion. Eu personal nu am văzut niciunul în România fizic live, dar am văzut niște prezentări pe YouTube al unui asemenea model. Exact aceeași tactică este prezentă și la GLE-ul din prezent, care opțional pentru vreo 1800 de euro îți poate fi livrat cu acest reductor. Așa că dacă faci off-road agresiv, stai la o fermă, tractezi remorci, chestii din astea, ia-ți un Touareg prima generație sau caută unul din ăsta care are 4X Motion, acea casetă de transfer. Dacă însă îl iei ca SUV de familie și vrei să mergi pe drumuri publice, ia modelul standard care are și perne, are sistemul 4 care este complet mecanic, adică repartiția cuplului este făcută exclusiv mecanic, fără senzori electronici, și așa se face că mașina e suficient de fiabilă și versatilă cât să fie condusă pe drum public. Au existat niște diferențe de motorizări între modele. În primul rând, pe a doua generație Q7-le nu a mai fost fabricat, el a trecut pe platforma MLB și ulterior MLB Evo, platformă pe care a trecut și Touareg-ul a treia generație. Și tot atunci Touareg-ul a căpătat cutia ZF8 HP. În mod foarte eronat, în foarte multe prezentări video și scrise, se specifică faptul că prima și a doua generație de Touareg folosesc cutia ZF în 6 HP și 8 HP. Nimic mai greșit, cutia este un Aisin 6 pentru prima generație și un Aisin 8 pentru a doua generație. Aceeași cutie, de exemplu, care echipează un Lexus V8 din gama LS. De ce au făcut chestia asta? Pentru că la vremea respectivă, la prima generație, era singura cutie disponibilă în 2003 cu 6 trepte care să suporte și tracțiune integrală cu reductor. Iar pentru că au avut experiență bună cu ea, au apelat și la Aisinul acesta în 8 trepte, care a fost în anul respectiv 2010 prima cutie cu 8 trepte înainte de ZF, care să suporte și diferențial și casetă de transfer. După aia, evident, pentru că a migrat pe platforma MLB, era mai ușor să folosească cutia ZF 8HP. Mașina a avut destul de multe motorizări, însă mai sumar ca gamă față de prima generație, au renunțat la acel 2.5 TDI și la acel 5.0 TDI V10 și gamele începeau așa, 3.6 V6 FSI, care venea în două trepte de putere, parcă 248 și 280 de cai, cel în putere mai slabă era pentru piața orientală rusească și cel de 280 de cai era mai ales pentru America și erau motoare VR6, adică practic un V6 cu unghi foarte mic, preluat de pe Volkswagen-urile transversale, nu a folosit motoarele în V adevărat la 60 sau 90 de grade de la Audi. Pe urmă au fost 4.2 FSI care aveau în jur de 350 de cai și care au fost grosul vânzărilor în America, iar pe versiune diesel, de fapt până la diesel să ajungă, a mai existat un model cu două ramuri hibrid. A fost un 3.0 TSI V6 cu compresor, pe care l-am filmat pe un Cayenne similar acestei generații, care de sine stătător dezvoltă 290 de cai. Acel motor de sine stătător era strict pentru piața din China. Însă în Europa și America se găsea ca versiune hibridă cu putere totală 380 de cai. Motorul dezvolta undeva la 333 de cai și motorul electric montat în zona convertizorului de cuplu al cutiei Aisin dezvolta undeva la 43 sau 46 de cai, ridicând această putere la 380 de cai și vreo 550 de Nm. A fost iarăși o mașină interesantă. Și după aia, evident, au venit motorizările V8, care au fost grosul vânzărilor în America, am mai menționat deja chestia asta. Pe diesel a rămas venerabilul motor de 3.0 TDI V6 în diverse trepte de putere între 204 și 262 de cai pe facelift după 2014 și și-a făcut intrarea un V8 TDI de 4.2 litri, preluat de la fratele Audi, care, de exemplu, se monta pe Audi A8 și dezvolta aproximativ 340 de cai, dacă mi-aduc bine aminte. Toate fiind echipate cu această cutie automată cu 8 trepte. Mașina a primit un facelift în 2014 și atunci s-au mai recreionat niște chestii de opționale pe interior, au mai fost rafinate motorizările, de la 245 de cai cât avea acest model s-a trecut pe 262, a devenit disponibilă caseta aia de transfer pe mai multe generații, dar în general modelul 4X Motion a putut fi găsit pe variantele cu motorizare de 3000, pentru că probabil motorul fiind suficient de îngust, avea loc acea casetă să încapă. Mai departe, ca mașină, are multe dotări pe care le-am menționat, suspensii multibraț, însă în avantajul Volkswagen, pentru că în partea superioară folosesc un singur braț cu un pivot, nu două brațe cu doi pivoți cum au cele de la Audi, de sunt mai simplu de reparat. Și în ultimul rând, au numeroase opțiuni de confort, scaune cu multe reglaje, încălzite, ventilate, din păcate nu, un sistem de navi acceptabil, nu era încă cu Android Auto pe vremea aia și
Restul rămâne să le descoperim pe măsură ce ne mutăm la interior, dar înainte de asta o să deschidem capota să mai prezentăm încă o dată venerabilul motor 3.0 TDI, care este unul dintre cele mai reușite dieseluri din epoca recentă. Acesta este motorul 3.0 TDI, care are codul EA897. El derivă din EA896, care este primul 3.0 TDI ce a fost dezvoltat la început de an 2000 de către cei de la Audi împreună cu Volkswagen și a fost montat pe mașini precum Volkswagenul Phaeton, Audiul A8, Audiul A6 și A4 ulterior. Diferențele sunt de nuanță, în sensul în care motorul inițial avea niște injectoare și pompe cu presiune mai mică, distribuția era cu 4 lanțuri, pompa de înalte era situată în față și era antrenată de o curea și folosea o altă arhitectură internă pentru canalele de răcire, pentru EGR și chestiuni din astea de nuanță. La vremea respectivă, normele de poluare nu erau așa problematice. Acest motor a început să fie fabricat din 2010 și este practic derivat din acela. Și sunt niște diferențe față de alea pe care tocmai l-am menționat, dar o să adaug. Putem începe cu turbina. Pe motorizările EA897, Evo, Evo 1, Evo 2 și Evo 3, la cât or fi ajuns acum, folosesc turbine Honeywell, fie că sunt simple sau duble, în timp ce prima generație folosea turbine Garrett. De asemenea, motorul de 204 cai are o turbină Garrett mică, care mi se pare că are cod 2056. Motorul de 224, 231, 240, 45 și așa mai departe folosește un Honeywell de cifră mai mare, parcă 2256, ceva de genul. Toate sunt cu geometrie variabilă și au actuator electric, se poate vedea în partea asta și pentru că ăsta este un motor Euro 5, nu are sistemul ăla twin dosing cu AdBlue, o grămadă de catalizatoare, are practic un catalizator normal, un filtru de particule care sunt plasate în partea de jos a evacuării. Este mai simplu. Motoarele noi adaugă și sistemul ăla de AdBlue și un fel de catalizator numit Ammonia Trap, cel care practic reține particulele astea dăunătoare de NOx, NOx, care sunt cele care deranjează la nară atunci când stai în trafic. Nu CO2 este problema, ci acești oxizi de azot, cel puțin pentru om. Omul este deranjat de oxizii de azot, natura este de CO2. Revenind la motor, ce îmbunătățiri au mai făcut? În primul rând au scăpat de clapetele alea swirl din admisie și acum singura clapetă swirl este asta de aici dreptunghiulară, care are un flaps ce închide doar unul din cele două trasee. Și așa se face că galeria este monobloc din plastic și are niște trasee individuale pentru fiecare rând de supape. Dar singura închidere se face de aici, deci din nou mai puține motorașe, mai puține flapsuri, clapete complicate și așa mai departe. Are un EGR de înaltă presiune care preia gazele de la ieșirea din turbină pe partea de evacuare, le răcește printr-un răcitor cu o supapă și le reintroduce prin această conductă direct în admisie. Gazele pot sau nu să fie răcite, iar supapa EGR poate sau nu să lase aceste gaze. Deci sunt o grămadă de combinații din astea pentru îndeplinirea normelor și așa se face că ăsta e un motor robust, fiind de Euro 5, nu are problemele alea cu AdBlue. Pe urmă, el ca construcție este un V la 90 de grade, și totuși folosește și un arbore de echilibrare contrarotativ care este plasat între V-ul cilindrilor și folosește sistem pe 24 de supape, câte 4 pentru fiecare cilindru, 2 arbori cu came care se rotesc în contră prin niște pinioane și sunt antrenați de un lanț mare care este situat în partea din spate. Lanțul ăla trece peste arborele cotit, se duce în zona pinioanelor și mișcă doar pinioanele de admisie, care la rândul lor le mișcă prin alte pinioane pe cele de evacuare și la retur trece prin josul V-ului pe unde alimentează acel arbore de echilibrare contrarotativ. Mai este încă un lanț care este antrenat tot de arborele cotit, vine în sus aici pentru pompa de înalte de la Bosch, care produce 2000 de bar, este CP4.2 cu injectoare piezoelectrice și lanțul coboară după aia după niște patine și mai rotește un pinion lateral care ajunge undeva în fața motorului aici printr-un ax unde antrenează pompa de ulei și pompa de vacuum. La motorul vechi, EA896, pompa de vacuum era antrenată direct de unul din arborii cu came de aici, deci o structură destul de complexă. Toate modelele au injectoare piezoelectrice common rail și presiunile de lucru variau între 1600 de bari pe prima generație și între 1800 și 2000 de bari pe generația nouă pentru puteri mai slabe sau mai puternice. Deși sunt piezoelectrice, au
conductă de retur în partea asta și motorul are blocul din fontă și chiulasele sunt din aluminiu. Are un sistem de răcire computerizat care folosește un fel de termostat cu niște supape variabile și așa se face că ai un circuit separat de răcire pentru bloc pe la vreo 105 grade și un circuit separat de răcire pentru chiulasă pe la vreo 90 de grade și cumva sunt separate niște circuite și pentru eghere și pentru caloriferul din mașină plus turbina, care sunt cumva ținute mai rece decât restul motorului. Acum diferă și compresia, pentru că au diferit pistoanele la aceste motorizări, adică nu e suficient să spui că sunt V6. Cureaua de accesori este una destul de serpentinată complexă. În partea asta avem pompa de apă, aici avem pompa de servo, mai jos este compresorul de aer condiționat și în partea asta jos de tot este alternatorul cu diverse role. Pentru că ăsta este un SUV de sarcină mai grea, care are vreo 2 tone 300 în talon, folosește servo hidraulic. Anumite motorizări sau mașini pe care a fost plasat motorul ăsta foloseau servo electric și atunci aici este doar o mică serpentină, o simplă rolă de ghidaj. Mai departe, ce diferențe ar mai fi? Sunt legate de admisie, faptul că acest motor are un singur intercooler jos în bară și admisia este una simplă, practic aerul filtrat intră prin zona asta pe aici, prin bară, este filtrat, se duce în turbină, turbina îl comprimă și îl bagă pe aici prin față jos în intercooler și după aia din intercooler iese în partea asta clapeta de control, flapsul pentru închiderea acelui canal separat de swirl și direct în admisie, deci totul foarte ok făcut, cu ceva tubulatură de metal. Deci din punctul ăsta de vedere vorbim despre multă eficiență pe aici și este un motor care nu e nici cel mai simplu, dar nici suficient de complex și de asta cred eu că are o mentenanță destul de ok. Le vine sorocul la un moment dat pentru eghere și pentru acel răcitor, nu prea scap fără, probabil și turbinele trebuie recondiționate la o anumită valoare, dar sincer mi se pare că nu este un motor forțat și poate de asta ei au preferat să pună un V8 diesel decât să facă un twin turbo, un biturbo de fapt diesel, să pună cel de 313 cai, 320, 326 care a fost montat pe Audiuri, care a avut suplimentar și un compresor electric și încă un eghere, complexitate din ce în ce mai mare, AdBlue ăla care nu prea face cinste fiabilității. Înțeleg de ce au ales motorul ăsta, este deosebit de îngust, adică la propriu are două palme adâncime și asta înseamnă că ai foarte mult loc pentru cutia ISIN și pentru diferențialul central torsen sau pentru caseta de transfer opțional și este motorizarea optimă pentru acest model. Dacă alegi un VR6 de 3,6, te rupe impozitul și consumul sigur este mare pentru că e un motor care nu are foarte mult cuplu și caii sunt decenți, adică sunt la o limită normală, deci va consuma mult, dar ăsta nu are nici impozitul foarte mare, e un diesel cu cuplu bun, pune bine puterea jos și poți să menții și viteze de autostradă, poți să mergi cu ea în oraș, deși nu indicat că colmatezi toate astea pe aici și în rest cam asta ar fi, să zic așa, nuanțele pe care le pot arăta aici. E unul din motoarele mele preferate pentru pedigriul pe care îl are, a trecut prin nenumărate facelift-uri tehnice și în general au fost chestiuni de nuanță care au făcut motorul ăsta și cu M642 de Mercedes să fie niște V6-uri adevărate și mai avem și VM motorii A630 care este cel ce echipează jeepurile și lanciile astea noi din perioada de după grupul Daimler Chrysler. Ăsta a fost motorul, sper că v-a plăcut partea asta tehnică, măcar când o să deschideți o capotă de asta o să știți să identificați anumite elemente pe aici. Și pe distribuție au fost niște diferențe. Primul motor avea 4 lanțuri, complexitate că erau situate și în spate la fel ca acum. Ăsta mi se pare cel mai potrivit pentru că are 2 lanțuri, iar iterațiile mai noi, Evo-urile 1, 2, 3 și care mai sunt, au tot 2 lanțuri în spate, numai că cel pentru pompa de înaltă este exclusiv pentru antrenarea pompei, iar în partea din față pompa de ulei și de vacuum este antrenată de un lanț care pleacă din partea din față. Mă rog, detalii, detalii. Ce a avut iarăși mașina asta ca premieră au fost aceste faruri Big Xenon, care au fost primele cu posibilitatea de a rula cu faza lungă fără să orbească participanții la trafic. Au această căciulă în partea asta, iar în interior sunt tot felul de flapsuri care pot modula raza respectivă să o facă să facă niște conuri de umbră. Evident, ulterior, sistemele pe LED au fost mult mai eficiente și se poate vedea avansul luminilor la farurile moderne. Lexus, la fel, în perioada aia a avut genul ăsta de faruri Big Xenon adaptive și după aia s-a trecut pe sistem LED Matrix cu control electronic.
care e mai bun, dar se și strică probabil la un moment dat și e mai greu de reparat. Aici putem vedea brațul superior al suspensiei, care este unul simplu, cu un singur pivot. În partea aia putem vedea și pernele, care, apropo, legat de perne, sunt niște probleme. Dacă, de exemplu, o pernă crapă sau tu abuzezi mașina cu tractări de remorci des, compresorul nu prea face față și dacă, de exemplu, perna are o fisură, el va merge într-una și automat se va arde și, evident, va avea un preț pe măsură. Deci sunt niște chestii de mentenanță care contează la mașina asta. Dacă nu vrei bătăi de cap, alege un model cu suspensii pe arcuri, mai ales că post-facelift, după 2014, mașina a căpătat niște suspensii și mai robuste. Dar trebuie luat în calcul că e o mașină de peste 2 tone, au avut între 2,1 și 2,3 tone și chestia asta s-a văzut în greutatea mașinii și în uzura pe componente. Portbagaj cu deschidere electrică, dacă nu mă înșel, are undeva la 580 de litri. Are un sistem de oblon care se ridică așa vertical, totul mochetat, Deutsche Qualität. În partea asta avem și spațiu de depozitare pentru eventuală rezervă. Are și sandou din ăsta ca să poți să agăți, de exemplu, partea asta de aici sus. Îmi place că inelul ăsta nu stă pe cheder, ci se sprijină în spate pe partea solidă. Iar aici, pentru că e o mașină cu suspensie pneumatică, avem și posibilitatea de a o înălța sau o coborâ. Și practic când apeși acest buton, garda la sol a mașinii se modifică. Bănuiesc că nu foarte mult. Mi se pare sincer un moft oarecum inutil, în sensul în care dacă o cobor 5 cm chiar simți diferența. Adică înțeleg la un patrol care e înalt până aici să-l cobori până la nivelul ăsta, dar așa oricum, e drăguț că este plasat acolo. Are cârlig de asemenea cu comandă electrică și se poate vedea că este ieșit în partea asta, iar de aici poți plia electric, sunt ialele care acționează cele două banchete, 60 cu 40. Spații de depozitare în lateral, aici niște inele de prindere, care ar trebui să fie simetrice, dar nu regăsesc pe partea asta, niște difuzoare și în partea asta laterală, sau nu sunt difuzoare? Nu sunt. Greșeala mea, dar seamănă, o textură din asta de difuzor. Și la Audi, de exemplu, vom vedea acest oblon care are o acționare electrică. Mi se pare că e destul de greu de închis cu o singură mână, dar e ușor de dat la o parte. O să las normal așa. Bănuiesc că la deschiderea portbagajului el se acționează singur. Și cam atâta despre portbagaj. O chestie interesantă, îmi place că becul de iluminat este într-o parte și atunci când stai în portbagaj, apropo e înalt, adică eu la 1,90 n-am o problemă de a atinge în partea asta, această lumină va bătea foarte bine în zona portbagajului. Dacă era pusă pe mijloc și tu stăteai tot pe mijloc, îți lumina ție ceafa și nu vedeai nimic în portbagaj. O altă modificare pe care o mai văd față de Touaregul precedent este că a căpătat telescoapele astea electrice. Modelul anterior avea un sistem în care era acționat printr-un fel de piston intern în partea asta de aici, deci mai greu de schimbat, dar mai ferit de umezeală probabil. Plasticul ăsta are și el o mică uzură, bănuiesc că nu e poate din cea mai bună calitate și se vede că au rămas niște urme pe el, dar în rest se prezintă bine. Am auzit că această opțiune, care a apărut prima dată pe W124, pe E-clasul Break, generația din anii 90, a fost făcută pentru a nu face zgomot. Pur și simplu, când te duceai pe aleile alea de nemți acasă, să nu trântești haionul, să scoli lumea la ora 11 noaptea. Și de asta au făcut ei sistemul electric. Mașina aici începe să-și arate adevăratele avantaje. Se poate vedea că, sau simți, mă rog, eu văd și simt, faptul că sunt materiale foarte bune, moi la atingere, acesta este un colant tip furnir, s-ar putea la anumite generații modele să fie chiar foaie de furnir. Au rezistat destul de bine aceste materiale, evident, fiind o piele deschisă la culoare, există o uzură moderată în zonele astea, pentru că totuși mașina e din 2012, are aproape 10 ani, dar se prezintă bine, adică nu e interior scorojit, îmi place că au păstrat aici scrumieră, deși în anii aia nu prea se mai fuma mașini. Este un spațiu de depozitare aici care nu e foarte adânc, dar îmi place că este capitonat. Iar pielea asta pare că s-a păstrat foarte bine, este o piele perforată în două tonuri, care este aparține de această echipare exclusiv. Scaunele se pot da față-spate, există aici niște barete, deci poți să mărești locul din portbagaj și spătarele astea au și ele o poziționare pe vreo 3 poziții în partea asta. Și aici, fără probleme, stai cu picioarele. Un pic am scurtă bancheta și mi-ar fi plăcut să fie unghiul mai ridicat, nu așa drept,
dar confortul e deplin. Ai și climatizare în zona asta din spate, banchetele încălzite, în partea asta bușon pentru brichetă și o cotieră aici cu un suport dublu de pahare care e pus așa pe lung ca să poți să pui mâinile fără să jeneze. Aici avem partea de iluminat, mânerele astea clasice cu inel de prindere, încă un inel de prindere aici. Cam de aici așa se poate vedea avansul pe care îl poți da banchetei și de asemenea spătarul de la mânerul ăsta de jos are mai multe poziționări, se poate lăsa mai pe spate de atât. Plafonul ăsta panoramic e deosebit, numai că trebuie întreținut, scurgerile curățate că altfel devine o bătaie de cap. La fel de aici, materiale bune și observ că față de Golf sau mai ales la EOS-uri, deși are aceeași curbură, aici favorizează adunarea de praf sau știu anumite, care o mai arunca mucuri de țigară sau chestii din astea, dar s-a păstrat mai bine acest material. Aici au un spațiu mai mare de depozitare și el capitonat. Scaune cu reglaj pe 10 direcții. Ai direcțiile astea clasice și lobii ăștia lateral te iau și în brațe dacă îi miști așa, plus lombar pe 4 direcții. În partea asta, fără probleme, locul la picioare, chiar și cu scaunul dat mai în față, se poate vedea că susținerea la pulpe e ok. Aici, plastic moale, bordul de asemenea din plastic moale, torpedo are o deschidere lentă, suport de ochelari aici, cu capitonaj, ar trebui să fie și ventilat, dar nu văd în partea asta, are o clemă aici. Și îmi place că, fiind un bor mare, are disponibil și acest spațiu de depozitare și el capitonat, unde poți să pui, de exemplu, un suport de ochelari. Navigația cu butoane simple și puține și touchscreen, dar ai scurtăturile în partea asta. Climatizarea este una care funcționează ușor, având în vedere că ai toate butoanele lizibile. Frâna de mână electrică, schimbătorul, iar aici sunt comenzile pentru off-road. În funcție de varianta mașinii, dacă are sau nu casetă de transfer cu reductor, aici ai mai multe sau mai puține poziții. Dar de aici, de exemplu, când ai pe modul off-road așa, îți blochează diferențialul central pe 50 cu 50, în mod normal era repartiția activă de cuplu 60 cu 40, iar de aici poți regla diverse profile pentru suspensia pneumatică, iar când ai pe off-road se saltă la maxim. Cam ca acele 5 moduri pe care le are, de exemplu, un Audi Allroad. De aici, de asemenea, poți regla nivelul de înălțime independent de tăria acestora, că practic pe sport va fi suspensia mai fermă și pe confort mai puțină, iar de aici poți seta acele niveluri de înălțime după bunul plac. Scrumieră în partea asta, suport dublu de pahare, o cotieră dublă în partea asta care se deschide înspre spate și se poate vedea că aici de asemenea sunt zone capitonate, există și o priză de 12V și o intrare de auxiliar. Și se poate regla și înspre partea din față, ca să acoperi, de exemplu, suporturile astea de pahare sau dacă ai mânuțe din astea mai scurte. În partea de sus este controlul pentru trapă, aici este închiderea electrică pentru oblon, iar aici este controlul pentru partea de geam. Luminile, aici sunt diverse butoane pentru setări, ăsta probabil este pentru alarmă, iar în partea asta avem sistemul clasic cu parasolare duble, care putea fi întâlnit și pe Octavia, ca să-ți facă umbră ca lumea. E o chestie care cred că a dispărut de la generația nouă și aici o oglindă heliomată. Deci stăm bine pe confort, mașina este înaltă. A, uite ce frumos acolo, acum îl văd. Ăla e sute de mii probabil o rulotă de asta, e din asta în stil american, cu sufragerie extensibilă, ia să... Dacă tot face curba pe aici, o să-i rezerv un pic de timp. Uitați-vă ce oglinză are. Practic, ăsta e un camion, un tir. Și acolo altă mașină reușită, G-Class-ul, care e foarte reușit. Tot ca mașina asta și potențial pe off-road. Dar arată în mare fel. Să trecem la mașina noastră. Nu, deloc. A, niciodată, chiar ajută, am zis. Asta e ceva de filmat. Păcat că e din Maramureș și acum nu s-am timp să o fac, dar bă, na, cine face touring ca lumea, cu așa ceva trebuie să meargă și te văd că are și număr de America. Hai că poate mă ocup de ea mai încolo.
Aici avem memorii pentru scaune, avem reglajele pentru oglinzi cu încălzirea separată de lunetă pe care Volkswagen o practică. Astea mai îmi plac foarte mult, poți să blochezi ușile și geamurile pentru pasagerii din spate, în cazul în care pui copil, de exemplu. Și suplimentar ai aici și ială de blocare, care funcționează cu cheia pe care o bagi în lăcățelul ăsta și rotești. Scaunele de la șofer tot așa, același tip de reglaje, deci avem 10 direcții plus 4 pentru lombar și aici nu există vreun spațiu de depozitare, zona pentru lumini și aici volanul clasic de Volkswagen care are reglaj de adâncime și înălțime, pilot automat cu funcție adaptivă, să-i spunem radar, iar de aici avem controlele pentru sistemul multimedia pentru volum și piese radio practic, iar în partea asta este paginarea ecranului central și unitatea crede distanță. Deși nu, că aici distanță este, o să văd după ce o pornesc, habar n-am ce butonul ăsta. Aici este butonul pentru cheie, s-a și deblocat, putem să vedem și kilometrajul. Hai să dăm o cheie, să vedem cum se manifestă. A pornit și are o antifonare foarte bună, deci nu simți niciun fel de vibrație, totul e perfect dozat. Și îmi place foarte mult senzația asta de masivitate pe care motorul o oferă. Să dau o idee mai încet ventilația și voi închide acest plafon pentru că e deosebit de mult soare. Da, asta este pur și simplu un schimbător pentru ecranul central. Semăna cu distanța de la pilot automat, dar mi-am dat seama repede că nu este asta, având în vedere că aici scrie clar distance pe maneta asta. Este un bord care e cât se poate de simplu pentru că ai ceasurile astea fizice pentru temperatură și motorină și turometru cu vitezometru cu cifre lizibile clare. În zona centrală există acest ecran care poate fi paginat. De exemplu, ai posibilitatea de a pune navigația, doar că vezi o busolă și nu vezi ecranul propriu zis. Pe urmă ai sistemul audio, telefonul, niște setări aici pentru vehicul care țin de pilotul automat, consumul mediu, de exemplu în oraș mașina asta o să scoată niște consumuri de aproximativ 14%, pe autostradă între 8 și 11, depinde cum îi dai. Este o mașină grea, deci să nu ne așteptăm la consumuri minunate, dar oricum consumă simțitor mai puțin decât vechea generație, unde am văzut și cifre de 20% pentru acest diesel. Îți arată autonomia, distanță parcursă, viteză medie, chestii de genul ăsta. Iar aici ai și nivelul pentru suspensii. De exemplu, dacă o dau pe maxim, se saltă foarte, foarte mult și văd că se întâmplă repede chestia asta față de alte modele cu sistem din ăsta pe perne. Iar următoarea parte este de sisteme de asistență, pentru că acolo ai tot felul de lane assist, frânare automată, pilotul automat adaptiv. Deci un bord cât se poate de simplu, fără mari probleme pe partea asta. Da, ciudat că ai comenzi vocale și ai butonul și în partea asta de sus aici. Deci poți să folosești și aici și de pe volan. Interesantă. Probabil ăsta este pentru pasager în partea asta. Pe urmă... Pardon? Da, nu mai vreau nimic, dăm înapoi. Aici este ecranul central. Dacă dăm, de exemplu, pe navigație, putem vedea harta propriu-zisă. Nu are Waze în perioada respectivă, deci ne descurcăm cu ce avem, dar arată decent, arată mai bine decât o navigație japoneză din 2021. Și mai există și posibilități din astea de comunicare, pentru că mașina știu că are modul LTE, cred că după 2014 a avut chestia asta. Ai și opțiunile astea pentru mașină, poți să vezi ecranul ăsta clasic de off-road. Toate sistemele de asistență pe care le poți regla, dacă intri pe fiecare în parte ai aici chestii suplimentare de zgomot, sunet și așa mai departe. Și ăsta este meniul ăla de off-road clasic, aici la fel, poți să setezi follow me home, tot felul de sisteme, nu știu, memoriile de la scaune, poți să programezi scaunele pe cheie, automat când deschizi mașina cu o anumită cheie te va întâmpina cu memoriile respective, nu mai trebuie tu să apeși butonul. Are și funcția de safe lock, în care dacă apeși încă o dată nu se mai deschid ușile dinăuntru. E un meniu din perioada respectivă, nu pot să zic că e foarte intuitiv, dar îți dai seama cam ce presupune pe aici. Și chestia asta interesantă, ca să poți să schimbi ștergătoarele, le dai în service position ca să nu zgârii
ramele în momentul în care le ridici și cam atâta. Dacă dai pe zona de climatizare, îmi place că, de exemplu, de aici poți vedea, ai și funcția de folosire de pe display, dar de asemenea poți să folosești și comenzile fizice. Și chestia asta e foarte reușită pentru că nu te obligă să folosești ecranul. Da, nu știu, aș prefera tot timpul butoanele în detrimentul acestor ecrane și ai și funcție de aer condiționat sau încălzire pentru poziția pe loc. Am greșit când am spus că scaunele nu sunt ventilate, pentru că se vede foarte clar că sunt ventilate, au buton aici, au funcție deosebit de bună pentru vremurile astea. Și cam atât, în rest nu prea mai avem altceva ce să arătăm. Aici sunt setările propriu-zise care țin de meniu. Ce mai îmi place este că, de exemplu, aici, uite, dacă vrei să blochezi centralul și dai pe off-road, aici teoretic ar trebui să se bulina asta să se închidă în momentul în care dai toată suspensia pe îți blochează și amortizoarele în momentul în care apeși butonul ăsta pe loc, așa că totul este foarte ușor de controlat. Îmi place că setările care țin de mașină, tot ce înseamnă suspensii, au butonul lor dedicat. Nu trebuie să intri nu știu câte submeniuri cu 7000 de butonașe, chestii enervante. Chestia asta e ușor de folosit. Avem și, teoretic ar trebui să avem și camere de marșarier. Da, care are o pantă destul de descendentă și de aici, mă rog, poți să reglezi mai multe chestiuni, dar trebuie să ne raportăm totuși la anii respectivi. Cam asta a fost interiorul mașinii. Mie îmi place cum arată, cum se simte. De asta zic că e un SUV robust pentru familie care poate să fie ușor de folosit. Hai să vedem și cum se conduce și mai puțin ce consumuri scoate, că oricum le-am cam menționat deja și n-avea rost să insist foarte mult pe tema asta, mai ales că e destul de aglomerat în zona de oraș acum. Și având în vedere că am săltat-o la maxim, să vă arăt diferența de gardă la sol între cum era și cum este săltat acum pe maxim. Numai că trebuie să-și facă compresorul treaba. Și aici se poate vedea ce cursă mare are suspensia. Adică uitați-vă cât s-a înălțat, că vezi aproape toată perna. Aș putea să îndrăznesc să spun că poți să schimbi pivotul foarte ușor așa. Nu mai trebuie neapărat să ridici mașina pe cric. Adică uitați-vă ce gardă la sol are. Că dacă e să mă filmez pe mine aici, cred că sunt 30 și ceva de centimetri. Adică asta înseamnă versatilitate. La puține mașini ai chestia asta. Dacă dai traseul ăsta pe minim, mașina ar trebui să coboare treptat. Până își face ea măsura. Ideea e că la pernele astea durează destul de mult până se întâmplă treaba asta. Așa că cam așa arată cu fața ridicată la maxim și spatele lăsat la minim din butoanele astea. Da, într-adevăr, aici e utilă funcția pentru că scoboară vreo, cred că 10-15 cm. Nu știu dacă în situația de acum poate să, bă, văd că urcă la loc. Deci are o rezervă de aer în acel compresor, dar bănesc că nu poți să faci mișcarea asta de foarte multe ori și se poate vedea la roată. De fapt, n-are nevoie pentru că compresorul e electric. Eu acum îmi dau seama. El practic trage curent din baterie și produce aer pentru partea asta de suspensii. Ridica la maxim. Și acum începe să coboare. Deci au și aceste perne un avantaj. Pentru o mașină atât de grea, filtrează foarte bine drumurile, mie mi se par foarte potrivite ca chestie. Da, bănuiesc că și ăsta e la un nivel superior de confort. Hai că dacă tot e parcat, să-i dau și l-asta o rată. Motor Cummins de 400 de cai, direct de camion. Și luxul e ceva deosebit aici, probabil. Uite, are și o vază cu floricele. Interesantă chestia asta, dar poate doarme cineva înăuntru, nu o să pun camera pe la geamuri. Când zici rulotă, la noi te gândești de o prichineață de asta de 1500 de euro. Americanii când zic rulotă se referă la așa ceva. E think big, cam asta e treaba. Cred că mașina asta este în interior mai luxoasă decât multe apartamente de 3 camere din România de la noi și cu siguranță mai scumpe. Hai înapoi la jucăria noastră. Ați văzut oricum la început de prezentare cum era pe nivelul optim de șosea, dar e clar că în momentul în care pleci de pe loc așa, nu o să meargă pentru că e mult prea înaltă și e un roliu extrem.
Hai să o conducem. O mașină foarte mare. Asta e prima concluzie la care ajungi când te urci în ea. Ce îmi place că, de exemplu, mulți preferă genul acela de mașini, cum este Nissanul Patrol, Nissanul Pathfinder, niște mașini care au gardă bună la sol, sunt reușit făcute pentru partea asta de off-road, doar că ai puțin loc în ele, pentru că podeaua e foarte sus, la Defender, de exemplu, se vede cel mai bine chestia asta, și nu sunt atât de confortabile, interiorul e unul spartan, adică nu e un SUV confortabil, este un off-roader spartan de făcut treabă. Asta e situația cu ele. Însă, sincer, am mai condus motorul ăsta pe diverse mașini, însă masivitatea tuaregului și felul cum e antifonată mașina îmi dă cea mai mare senzație de confort pe mașina asta. Poate mai reușită chiar și decât pe A8, care e o mașină lăsată, nu are aceeași modularitate a suspensiei. Și observ o chestie, că se simte clar torsă în momentul în care e curba din scurt, are acel râcâit, se simte o vibrație în podea, așa și dai seama. Mașina este setată pe confort acum și pur și simplu obstacolele din asfalt nu se simt, adică eu acum trec cu roțile peste canale, le văd, simt un pic că mașina le ia, dar este o senzație liniară de confort magic, adică seamănă foarte mult cu confortul pe care l-ai într-un Citroen din acela cu suspensii hidropneumatice. Ăla e un sistem net superior, însă este mult mai versatil și costă mai mult de menținut. Aici, dacă ai o pernă spartă, ai schimbat perna, compresorul, e țintită problema. Acolo ai și supape și un circuit hidraulic, conducte, adică ai mult mai multe chestii care se pot strica. Și sincer, mașina asta e una în care nu simți viteza, simți un confort de plin și chestia asta chiar o face să fie pur și simplu plăcută la condus, adică nu e vorba de dinamică. Nu accelerează ea cel mai repede, dar nici nu te face de rușine, adică asta chiar e... Am resetat și consumul de dragul situație, dar o să mai merg un pic să nu intru pe aici. Da, deci felul cum e cutia asta setată, fiind totuși un 8 trepte, ai o plajă foarte largă și nu se chinuie motorul. Adică de asta și cred că consumă mai puțin față de prima generație. Treaba asta s-a văzut și la BMW-uri când au trecut de pe ZF6 HP pe ZF8 HP și a însemnat o eficientizare a cutiei. La fel la Mercedes, de la 5 G-tronic la 7 G-tronic, acum la 9 G-tronic. Să vedem cât o să mai facă. Părerea mea e că optimul maximal este de 10 trepte pe o hidramată, pentru că după aia e prea complexă cutia, adică nu ai nevoie de Ford, Honda, ăștia merg pe 10 trepte acum. Cred că și Toyota are una simulată din CVT acum. Singurele obstacole pe care le simt sunt gropile mai ample și speed bumperele astea, adică următorul nivel, în Citroen nu le simți și de asemenea în mașinile astea cu Magic Body Control, cum este S-Class-ul, care folosesc, nu mai folosesc hidropneumatic, ci tot cu compresor pe aer, doar că au niște camere care scanează șoseaua, din nou, infinit mai complicat sistem. Și la motor am făcut o greșeală și trebuia să-mi dau seama. La Touareg, față de celelalte modele, interculerele sunt duble și plasate în laterale și are logică pentru că mașina este pentru off-road. Dacă puneau un bar jos, era o problemă. Eu te înțeleg, dar vreau și să fac stânga. Oglinzile sunt neapărat necesare. Iar aici simți bine suspensia asta. Mașina are un ruliu, că sunt totuși niște șine, dar se simte mult mai ok. Mă, unii nu conduc deloc preventiv. Deci aici, de exemplu, vine un tramvai și vede lumea că vine tramvaiul. Dacă aș fi fost în locul lor, m-aș fi plasat pe banda din mijloc ca să poți să ai acces ca lumea în... Mă rog, de multe ori cred că avem de învățat de la șoferii de tir care știu să meargă foarte preventiv și cei care merg pe dubă. La o încadrare de autostradă, văd din timp și degajează spațiu. Adică nu e obligatoriu prin lege să faci chestia asta, dar ar ajuta foarte mult fluența traficului. Mașina este o barcă pură acum, adică se simte foarte moale așa, dar îmi place că au dozat frânele bine, adică nu simți senzația aia de frâne pufoase care nu țin. Și
confortul zic eu că e deplin. Adică aici pur și simplu lași toate astea pe auto, merge fără probleme. Ai foarte multe combinații, pentru că, de exemplu, poți seta suspensia pe un sport și în momentul ăla se va rigidiza, îți și anunță chestia asta în bord, își modifică și nivelul de înălțime, poți să-l faci tu automat și poți să treci și cutia în sport. Adică ai multe planuri pe care te poți juca. Cert este că e o mașină la care se simte greutatea foarte mult, adică e... Aceste 2,2 tone aproximativ înseamnă anvelope, articulații, suspensie, adică de asta zic e o mașină destul de scump de întreținut, dar dacă ți asumi și e o nișă destul de largă aici, adică poți de exemplu să ții un X5, un ML, GLE, Touareg, Cayenne sau Q7 care să aibă undeva în regiunea 80.000 de kilometri, le iei cu scoruri din astea între 20 și 40.000, evident când te duci spre 40.000 vorbești de modele mult mai noi, dar scap de acea depreciere, nu dai pe ele 120.000 și le poți lua încă când sunt în stare tehnică ok. Și asta înseamnă că poți să ai o mașină robustă, dar trebuie să-ți bugetezi niște bani pentru întreținere. Așa cum am menționat, nu o să faci revizia cu 200 de lei la o asemenea mașină. Consumul afișat pe frecușul ăsta de oraș undeva la 15%, era 14% mai devreme, adică e relevant. Pur și simplu el se stabilizează undeva în jur de 14%, dar cine și-a mașina asta pur și simplu îi face plinul când se aprinde rezerva. Despre asta este vorba. Și de asemenea, este un cruiser bun de autostradă, adică și aici, uite, la 70 de km pe oră când apeși pedală capăt, simți V-ul ăsta cum lucrează. Adică e admirabil să... O să ai un demaraj cât de cât decent pe o sufragerie de atâtea tone. Dar trebuie totuși grijă, pentru că dacă prinzi drum ud, cauciucurile au și ele o limită, mașina e grea. Adică mie mi-ar fi frică să merg sportiv cu genul ăsta de mașină. Aș prefera însă siguranța pe care ți-o oferă, că stai la o poziție înaltă, vezi foarte bine. Și de exemplu, uite, dacă dăm cutia pe sport, de la 100 la 140. Adică are performanțe de turism cam cu 160 de cai. Adică cum ar fi de exemplu un Golf 1.5 TSI, o Kia Ceed sau un i30 de la Hyundai TGDI de 160 de cai, dar acolo vorbim despre o tonă 300, nu 2 tone 300, deci aici de asta extra cai ăștia, evident vor mișca mult mai bine un Audi A4 cu acest motor. Dar nu despre asta e vorba, pur și simplu motorul e suficient de relaxat cât să-ți permită rulajul la viteze, la consumuri relativ decente și fără probleme de dinamică. Adică, de exemplu, la 120 și apare un obstacol, vrei să depășești? Se mișcă vizibil acul, deci nu ai probleme de dinamică din punctul ăsta de vedere. Antifonarea e una bună, în ciuda faptului că e o mașină destul de pătrată, dar mie mi se pare că aplică tehnologia de design pe care a avut-o și W124 de la Mercedes. Este o mașină pătrățoasă pentru ochi, dar rotundă pentru vânt, în sensul în care curentul de aer întâmpină niște suprafețe care sunt rotunjite la colțuri. Ochiul însă vede masivitatea asta, această cărămidă. Cumva mi se părea mai impunător primul Touareg, care e mai înalt, pentru că tot timpul a avut garda la sol, având în vedere că avea acea casetă de transfer, dar avea o masivitate mai mare, numai că ăsta este mai rafinat, are interiorul mai reușit, e mai actual și clar consumă și mai puțin, e mai bine antifonat, sunt niște diferențe din astea de nuanță. E o mașină care nu are padele în echiparea asta, dar poți oricum să folosești cutia pe manual, dar doar în drive. Și sincer nu cred că stă nimeni să facă chestia asta, pentru că kickdown-ul e destul de rapid, adică se întâmplă sub o secundă ca petrecere dinamică, să zic așa. Și văd că au redeschis băieții bucata asta de centură de aici, au făcut un centru comercial și mult timp aici nu s-a lucrat. Da, excelente frânele, raportate la greutatea acestei mașini, adică nu am emoții. Aș putea să vă frâne mai proaste pe unul neîntreținut, dar și ăsta e alt capitol care sigur e scump, discurile și plăcuțele, e o mașină mare. Ruliu nu este atât de pronunțat, e adevărat că acum am setat și pe sport suspensia. Și asta înseamnă că e o idee mai rigidă, dar ăsta e farmecul pernelor, că practic compresorul ăla pâsâie un pic de aer exact acolo unde e nevoie ca să-ți mențină nivelul. Dacă o asculti, zici că este un
autobuz care jeglează nivelul, exact nuanța asta oare. Și o situație de depășit aici. Ba, mai văzut basculanta, te bași frumos în depășire. Și sunetul de V-ul este inconfundabil. Adică, de exemplu, pe chestia asta se baza camionul Scania, care este singurul ce mai oferă un V8 în producție, cel puțin la camioanele din Europa. Pun foarte mult prețul pe sunet. Contează chestia asta. Adică, sigur, puteau să pună, de exemplu, un 2.0 TDI de 190 de cai biturbo ca pe Amarok, un BTDI, dar nu avea rafinamentul acestui model, asta este clar. Și în față putem vedea un frate al acestui model. El seamănă fix cu Passatul B7, pentru că din ăla derivă facelift-ul evident cu B8, adică mulți ar spune că e un design prea cu minte, dar mie nu-mi place, adică e discret. Mie îmi plac mașinile discrete, nu-mi plac genul ostentativ, cu excepția genul Honda Civic, care zici că e făcută de un gamer fanboy. Are și aia farmecuie, dar parcă mai mișto să ai un slipper din ăsta discret care să livreze bine. Categoric, mașinii ăsteia de suflet, așa îi se potrivește cel mai bine un V8 sau poate chiar varianta aia hibridă cu V6 cu compresor, care poate fi gâdilat binișor din soft, plus alte fulii la compresor să-i mai pui minim 100 de cai. Dar ar fi prohibitiv pentru noi ca nație să avem genul ăla de mașini din punct de vedere al impozitului și al consumurilor. Dar e mișto o senzație asta de sufragerie dinamică și te gândești că practic asta e baza de început, că dacă pui un V8 TDI, ai și mai bună dinamică. Problema e că e un motor mai greu, apasă pe bot mai tare, o mașină care e mai grea cu aproximativ 100 de kg, dacă mi-aduc eu bine aminte din fișă. Și ce problemă mai e dacă stai să o judeci din punct de vedere sportiv? Scaunele nu sunt foarte lobate, adică nu sunt gândite ca niște scaune sport și asta înseamnă că te scurci. Dar totuși este bine că e reglajul ăsta care te ia în brațe și poți să-ți mai stabilizezi lateralele. Dar până la urmă cred că e gândită ca mașină de oamenii corpolenți, adică vei vedea destul de mulți bine făcuți în ea. E un deliciu autostrada cu mașina asta, adică sunt convins că poți să ajungi la Istanbul, la Viena, habar n-am. Știu pe cineva, am o cunoștință care a ajuns până la Barcelona cu un asemenea Touareg, deși cred că era generația mai veche, dar a fost primul drum extraurban pe care l-a făcut în afara țării și a fost foarte mulțumit de ea, evident cu pauze, că nu poți să conduci dintr-o bucată. Dar stai în deplin confort, adică stai ca pe scaun la masă, scaunul înalt și acum el e setat în poziția minimă cum stau eu, vezi foarte bine pentru că ai ochii peste jumătatea nivelului de înălțime al cabinei. Ai și spațiul ăsta vitrat de deasupra care accentuează senzația asta de lumină și ești în perfect confort. Despre asta e vorba, e stilul american. Da, chiar e o mașină pe care au muncit-o. Deci asta și cu Phaeton-ul au fost cred că cele mai mari realizări ale grupului Volkswagen în anii recenți. Din păcate Phaeton-ul a păcătuit cu sigla, adică lumea nu concepea să dea atâția 10.000 de euro, dolari, în ce valută se vindea pe un Phaeton, o chestie care arăta și se simțea ca un Audi luxos, poate chiar și ca un Bentley, pentru care a stat ca bază tehnică, dar care să aibă sigla asta de Volkswagen. Pe când Touareg-ul nu are problema asta și a făcut un renume, deci când spui Touareg, automat te gândești la o mașină capabilă. Că scumpă, că ieftină, că în stare bună sau nu, asta e partea a doua, dar brandul de Touareg este unul foarte bine gândit. Prevenție, exact despre asta spuneam. Am văzut că vin mașinile, mă încadrez pe banda asta ca să le fac loc, să poată să se încadreze mai ușor, să nu frâneze. Asta ar trebui să facă toată lumea, să judece un pic în afara bulei lor. Nu zic eu că sunt cel mai bun șofer, dar dacă toată lumea ar face asta, traficul ar fi mai fluid. Hai să facem toți un test, încercați să nu mai schimbați benzile în oraș. Dacă e un drum cu 3 benzi pe sens, stați pe banda voastră și o să vedeți că traficul va curge mult mai repede decât toată lumea stă și se alambică. Că de multe ori traficul e ca o râmă, are segmente care se opresc și segmente care pornesc. Dacă le mai și încrucișezi, iese o mizerie. Foarte bine antifonat oricum, adică nu auzi niciun fel de șuierat de turbină, nimic, deși turbina e fix aici, în partea cabinei. Din nou frâne bune.
11.5. Deci e clar că dacă mergi pe autostradă la 140, o să ai consumuri probabil în jur de 8-9, dar orice talpă în plus, pentru că necesită mișcarea unei extra tone față de o mașină normală, îți crește consumul. Dar sincer, eu uite, cu mașina mea, cu Honda mea Accord, la ultimele drumuri extraurbane pe autostradă am avut consum de aproximativ 11.5-12.4 în intervalul ăsta, pentru că mi-a plăcut să fac reprize de accelerație. Dacă merg cu ea constant, îmi iau un 8.2, 8.4, 8.5 în intervalul ăsta. Cei cu TDI-uri ar spune enorm, aș face infarct să am un asemenea consum, dar merg rar, mașina e fiabilă, nu trebuie să bag în piese, prefer să-i dau pe benzină, adică nu fumez, nu mă costă, dacă renunț la fumat, părerea mea că îți permiți orice mașină, chiar și consum de Ferrari. Adică gândiți-vă că un pachet de țigări cred că o să ajungă 25 de lei în curând, asta înseamnă 4-5 euro aproximativ, ori dacă tu fumezi un pachet pe zi, ai putea foarte bine să-ți plătești motorina pentru mersul în oraș timp de o zi. Adică de multe ori ne plângem de niște lucruri cumva nedreptățit. Și de pe loc, demarajele mi se par foarte, foarte dinamice, adică ai un cuplu consistent și culmea că motorul nu e cel mai dinamic, adică vei vedea setarea asta de motor și cu cuplu de 620 de Newton, cu 320 de cai, cred că era interesant să-i pun. Sunt curios dacă a făcut cineva un swap undeva, probabil prin Rusia, să fi pus un V6 de pe un A6 sau A8 BTDI. Cred că ar fi ieșit interesant. Că sigur e mai ușor decât un V8 diesel. Ai și sisteme de siguranță, ai opțional uși cu închidere electrică, safe de ăsta, soft close, ai sisteme diverse, pilot automat adaptiv, frânează singură. Adică e o mașină suficient de actuală cât să fie considerată ca achiziție, dar nu pentru oraș. Adică omor dieselul ăsta în oraș, e o mașină mult prea grea, drumuri de 3 minute până la Carrefour, la pâine, nu sunt ce trebuie pentru motorul ăsta, îl omori pur și simplu. Iarăși, o benzină nu va merita în situație, adică mai curând dacă faci navetă, oraș, cred că e interesant să cauți un hibrid, pentru că ăla sigur are consumul mai mic și complexitatea e mai mică, nu are atâtea EGR-uri și filtre și toate bălăriile astea. Are compresor, nu turbină, deci complexitatea mecanică este una mult mai mică. Dar sună exotic motorizarea, adică mulți ar fugi de ea. Categoric, dacă o conduci dinamic, se umflă consumul, asta e adevărul. Dar îmi place mult senzația de confort pe care mașina asta o are. Faptul că nu își simte greutatea la mersul ăsta normal. Plutește pur și simplu, ăsta este avantajul. Ceva similar ca mărime și confort, părerea mea e că este Hyundai-ul Santa Fe. Doar că acela, în Europa cel puțin, nu vine cu niște motorizări atât de complexe precum aceasta. O chestie pe care un client premium o dorește. Adică cine a mai avut 3000 diesel în trecut, nu cred că va alege cu sufletul împăcat un 2.0 TDI. Oricare, oricât de rapid și performant o fi el, nu are același rafinament. Îl simți de când deschizi ușa. La un 2.0 TDI tremură toată caroseria, are un ronțăit perceptibil. La asta pur și simplu se aude ca un șuierat de robinet. E o chestie foarte cursivă și consistentă. De la prima pedală o simți că este o mașină serioasă. 11.5 consumul final. Asta a fost prezentarea mea alături de una din mașinile mele favorite și băieții ăștia au venit să mă vadă, Toma de la Galați, au făcut ceva distanțe, deci s-au bucurat mai mult de autostradă decât am apucat eu să mă bucur, dar le mulțumesc pentru această ocazie și pentru mine înseamnă mult, adică să vină cineva să facă 5-600 de kilometri doar ca să stea în soare după aia 2 ore să transpire pe aici ca să-mi fac eu numărul, înseamnă că chiar sunt fan, adică nici măcar nu necesită un like din partea lor videoclipul. Simplu fapt că au venit până aici pentru mine înseamnă totul. De asta fac chestia asta și nu neapărat pentru vizibilitate, like-uri, bună ziua pe stradă și pe scară și alte bălării din asta. Deci, practic, voi, urmăritorii, sunteți motorul nostru. Vă mulțumim pentru suport și hai cu like-uri, abonări, cu chestii de asta și mai ales cu comentarii. Adică, decât să dai like și abonare, poate e mai interesant să comentezi. Dacă nu ești fan al canalului, abonarea e interesantă pentru că primești
primești niște notificări și ne ajuți și pe noi. Dar în egală măsură și poate chiar și mai mult ne ajuți dacă comentezi. Pentru că sunt mulți care vor fi interesați de această motorizare. Și s-ar putea să vadă în comentarii persoane care au comentat și au spus, uite, eu am avut o Arego asta și mi-au plăcut următoarele lucruri. Bam, 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 nu mi-au plăcut următoarele. Tam, tam, tam. Și automat citești și îți formezi o părere de la unul care a avut-o. O vezi și prezentată de mine și pleci de la acest video cu niște informații noi. Despre asta sunt vlogurile astea, nu ca să fim noi recunoscuți pe stradă și alte bălării din astea. La revedere!